Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit. Revenim în această seară asupra campaniei Prevenim pentru Sănătate, care se desfășoară la nivelul județului Vâlcea. Am mai discutat despre această campanie cu ceva timp în urmă. Ea are ca scop, în primul rând, prevenirea apariției problemelor de sănătate în rândul vâlcenilor și sprijinirea și întrumarea acestora în rezolvarea problemelor de sănătate pe care deja le au, multe din ele descoperite chiar prin această campanie. Aflăm și noi mai multe detalii despre starea actuală a campaniei de la coordonatorul campaniei, doamna Mihaela Mira. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și doamna Mitrache Mădălina, medic-oftalmolog. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Doamna Mihaela Mira, încep cu dumneavoastră. Aceste acțiuni pe care le faceți sunt foarte cerute în județ și vreau să vă întreb care este secretul. Secretul, în primul rând, cred că dăruirea și afecțiunea față de pacient, empatia pentru cei aflați în suferință. Pentru că a fi asistent medical înseamnă să ai o oarecare dăruire. Nu poți să practici această meserie dacă nu te simți aproape de pacient, dacă nu înțelegi durerea, suferința. Pacientul trebuie să vadă în tine un om apropiat, nu numai cadru medical, să te simtă sufletește aproape, să poți să fii cât mai apropiat sufletului lui, să aibă încredere în ceea ce îi spui și să-i asigură oarecare siguranță. Pentru că în acțiunile noastre să știți că vin foarte mulți oameni care ne pun nenumărate întrebări. Nu una, două, trei, zeci de întrebări la care noi trebuie să răspundem. Odată ce am pornit pe acest drum și cu acest gând de a face bine, automat trebuie să le răspundem la toate întrebările. Și v-am spus, nu sunt puține. Când reușești să-i satisfaci cu răspunsurile, să fie lămuriți, apar următoarele întrebări. Mai am și o cumnată, mai am o soră, o verișoară care are altă. Și tot așa întrebările de la una, două ajung la 10 la o singură persoană. Deci sunt foarte multe și trebuie să facem față și cred că acesta ar fi secretul, că suntem foarte aproape de ei și ne aplecăm asupra problemelor pe care ni le pun. Pe lângă sarcinile pe care le îndepliniți dumneavoastră, ați mai îndeplinit cumva și rolul de psiholog, adică ați stat de vorbă cu toate persoanele venite acolo și ați încercat să le încurajați, mai ales pe cele cărora le s-au descoperit anumite afecțiuni și vă dați seama că cine descoperă că are o problemă de sănătate din start, starea lui de bună dispoziție este cumva tăiată de afectată. Da, asta în primul rând încercăm. Bine, și când avem câte o problemă, trebuie să fim mai finuți, mai eleganți în a le spune. Nu poți să le spui direct, ai respectiva problemă. Mai pe ocolite, până îi aducem să înțeleagă că totuși au o problemă și trebuie mers să se investigheze. Facem, într-adevăr, și un fel de psihologie cu ei, pentru că și medicii noștri care ne însoțesc, la fel. Vă dați seama că nu vine doar, se așează în fața aparatului, de exemplu, la oftalmologie, se uită și a plecat. O întreabă și pe doamna doctor, la fel, diverse probleme. Automat și dânsa trebuie să le răspundă, să le explice, până omul pleacă lămurit și mulțumit de la acțiunea noastră. Reușiți să faceți față tuturor solicitărilor, pentru că din ce spuneați dumneavoastră, aici este vorba despre o acțiune de voluntariat în care dumneavoastră vă sacrificați din timpul liber pe care aveți, mergeți și în weekenduri și vă deplasați prin localitățile vâlcene, aveți și dumneavoastră o viață, aveți și alte lucruri de făcut și vreau să vă întreb dacă reușiți să coordonați toată echipa și să fie toată lumea disponibilă să meargă în aceste deplasări. Da, să știți că da, deși nu este atât de ușor, pentru că suntem o echipă destul, dar nu foarte mare, dar suntem 3 asistenți, 2 medici. Și vă dați seama, toți lucrăm în spital. Nu e atât de ușor ca duminica să ne prindem toți liberi, ne aranjăm și noi la servici liberele, în așa fel încât toți, în ziua în care avem acțiune, să putem fi liberi. De multe ori medicii vin direct din gardă. După o zi de gardă, vă dați seama, nu e atât de ușor să vii și să mai consulți, să dai sfaturi medicale, să fii atât de atent cum este doctorul care face ecografia. Acolo trebuie să fii destul de atent să vezi ce se întâmplă, să-i spui omului. Nu e ușor. Și de cele mai multe ori am spus, ven și vin după gărzi. Și cu toate acestea am reușit și reușim pentru că asta ne-am propus, să facem bine. Și atunci, dacă vrei să faci bine, trebuie să faci și sacrificiu. De multe ori, să zicem, sacrificiu e mai mare pentru că nu prea mai avem timp de viața noastră de acasă.
suntem mai mult plecați, dar ne-am făcut o altfel de familie. Ca în orice lucru pe care îl facem, întâlnim și părți bune, dar și părți mai puțin bune. Vreau să ne referim acum la părțile mai grele și mai exact la probleme. Și vreau să vă întreb dacă există ceva probleme cu care v-ați confruntat în ultimul timp în această acțiune. Problemele medicale, da, să știți că sunt foarte multe, deci nu pot să spun că în ultimul timp sau cam de când am început, la fiecare acțiune au fost probleme, unele chiar destul de mari. Mă refer la faptul că au fost descoperite diverse formațiuni tumorale, diverse afecțiuni oculare, unele destul de grave, adică probleme chiar serioase despre care cei care s-au prezentat la acțiunea noastră chiar nu știau nimic. Am avut trei săptămâni, nu mai țin minte exact, când am fost la Tetoiu, o situație destul de urâțică, aș putea spune, o doamnă de 42 de ani avea, în urma ecografiei, domnul doctor s-a uitat la noi, ne-a arătat, deci ne uitam unul la altul, era ceva extrem de urât și destul de grav. I-am spus, într-o oarecare măsură, că are o problemă gravă, am încercat să accentuăm gravitatea așa, cât un pic, să îi spunem, să o aducem, dar era foarte calmă și părea puțin indiferentă. Nu o să mă duc când o să am timp. Noi spuneam că trebuie să ajungă de urgență, domnul doctor la fel i-a spus, de urgență trebuie să fie văzută de un ginecolog. O să mă duc când o să am timp, deci răspunsul era în continuare același. Până la urmă am apelat la doamna viceprimar care a venit și dânsa la acțiune și i-am explicat despre ce-i vorba, a rămas să ia legătura cu familia acestei doamne, să le explice lor care este problema și cât de gravă este situația în momentul de față, să o convingă să meargă la medic. Deci ne lovim și de refuzul pacienților de a lua legătura cu medicul, pentru că nu-i doare. Și dacă nu-i doare, nu se duc la medic. Sau poate se gândește și la partea financiară, că omul știți cum este, mai ales românul, din păcate, pune și partea asta financiară înaintea sănătății. Da, dar când ai o problemă atât de gravă, când ești în fața unui cancer, nu știu dacă mai poți să pui problema. Ați mai păstrat legătura cu persoana respectivă sau mai știți ceva informații referitoare la pașii pe care i-a făcut? A mers până la urmă la control? Da, știu că s-a ocupat doamna și a rămas să meargă la control. Știu că a fost la ginecolog. Este în tratament, din ce am înțeles ultima dată. Putem spune totuși că i-am dat o șansă prin acțiunea noastră. De asta vă întrebam, pentru că este un lucru îmbucurător și pentru dumneavoastră faptul că depistați și preveniți anumite probleme, dar și faptul că pacientul merge mai departe și reușește să și rezolve problema respectivă. Da, păi ăsta este și scopul acțiunii, de-aia am și întrebat-o prevenim, pentru că dacă toată lumea ar fi atentă la prevenție, situația ar sta cu totul altfel, bolile ar fi mai puține. Dar dacă te duci la doctor deja când te doare, cum spun toți, atunci posibil să fie târziu. Doamna doctor Mitrache, mă îndrept acum către dumneavoastră și dumneavoastră faceți parte din această acțiune și mergeți prin localități pentru a vedea problemele oftalmologice pe care le au vâlcenii și vreau să vorbim puțin pentru început despre greșelile pe care le fac oamenii când vine vorba de vedere. Din păcate sunt foarte multe greșeli pe care oamenii le fac când vine vorba de vedere. În primul rând, din ce am observat la nivelul județului nostru, sunt foarte multe accidente care se petrec în timpul muncilor fizice pe care aceștia le practică. Am avut inclusiv la acțiunile, în cadrul acțiunilor noastre, persoane care au venit cu corp străin, corneeni, vechi, de 3-4 zile și care pur și simplu descriau o, așa zisă, înglodeală a ochiului, însă întârziau în luarea deciziei de a se prezenta imediat la spitalul de urgențe județean și să-și scoată acei corpi străini corneeni, care în timp pot determina inclusiv perforarea globului ocular și invadarea acestuia de către puroi, lucru care poate duce la pierderea irreversibilă a vederii, din păcate. Evident că le-am transmis această informație și le-am spus că trebuie neapărat să se prezinte în cel mai scurt timp. De asemenea, foarte multe accidente în ceea ce privește tăierea lemnelor fără ochelari de protecție. Soldate, de asemenea, cu traumatisme contuzive de cele mai multe ori, adică lemnul respectiv, chiar dacă nu perforează globul ocular,
lovește globul cu un impact deosebit de mare, lucru care poate duce la deplasarea cristalinului, lentila din interiorul ochiului, sau poate determina inclusiv invadarea cu sânge a globului ocular și scăderea bruscă a vederii pe acel ochi. Din ce spuneți dumneavoastră, vorbim de probleme destul de serioase. Vreau să vă întreb dacă nu sunt dureroase aceste lucruri și oamenii pot să stea acasă, să încerce să se trateze ei sau să spună, lasă că nu e o problemă destul de gravă și trece de la sine. De obicei, astfel de traumatisme sunt dureroase, însă pacienții preferă să se ducă la farmacie și să ceară ajutorul farmacistei la modul, dați-mi și mie, vă rog, niște picături. De cele mai multe ori, acele picături fac mai mult rău decât bine și nu fac decât să amâne prezentarea la medic. Practic, pacientul se automedichează până când consideră și ajunge singur la concluzia că acel tratament nu funcționează. Și, practic, medicul este ultima soluție la care acesta apelează. Eu vreau să le spun celor de acasă când ar trebui să apeleze la medic, care sunt simptomele care ar trebui să ne determine să mergem către medic și nu către farmacie. Dacă vorbim despre problemele acute, de exemplu, dacă pacienții se trezesc cu secreții la nivelul ochilor, au pleoapele foarte umflate, ochii se deschid foarte greu dimineața, genele sunt lipite, există o secreție gălbuie, purulentă, care astupă suprafața ochiului, atunci trebuie să se prezinte la medic. Un alt motiv foarte important ar fi atunci dacă aceștia remarcă prezența unei scădere acute de vedere, adică pur și simplu se trezesc că nu mai văd cu un ochi. La fel, trebuie să se prezinte foarte repede. Sau, dacă, de exemplu, se trezesc că ochiul este foarte roșu, nu neapărat dureros, dar este roșu, invadat cu sânge, trebuie să primească imediat tratament. Dacă durere, există o durere foarte acută la nivelul ochiului, fără ca acesta să fie roșu, de asemenea îl deranjează lumina pe pacient, iarăși trebuie să se prezinte la medic, deoarece poate fi vorba despre un atac de glaucom. Dacă atacul de glaucom nu este remis în circa 4-5 ore maxim de la momentul debutului, se poate solda cu atrofie de nerv optic și pierdere irreversibilă a vederii. Aici vorbim doar de afecțiuni, care, simptome care apar în urma accidentelor de muncă sau nu numai? Nu numai. Haideți să ne raportăm și la boli, la bolile care pot duce la afectarea vederii. Cea mai frecventă boală este cataracta, care apare la nivelul vârstnicilor, în general al persoanelor trecute de 65 de ani. Aceasta este o scădere nedureroasă a vederii. Pur și simplu, de la o zi la alta, pacientul vede în ceață, din ce în ce mai tare, până când ajunge să nu mai vadă absolut deloc cu acel ochi. Nu trebuie așteptat până când vederea scade în proporție de 100%, ci trebuie să se prezinte la medic cât mai repede, măcar pentru un control, chiar dacă nu se efectuează operația de cataractă în timp scurt. Există și anumite vitamine care se pot administra și care pot încetini progresia acestei boli, care, din păcate, ajunge să afecteze majoritatea persoanelor care apucă să trăiască peste 65 de ani. O altă boală foarte frecventă este glaucomul, care este destul de slab diagnosticat și de greu de diagnosticat. El necesită multe investigații pentru a se pune un diagnostic de certitudine, dar dacă persoana respectivă a avut rude în familie, mama, bunica, mătuși, care au prezentat glaucom, atunci acesta este susceptibil de a dezvolta această boală. De aceea trebuie ca măcar o dată la 2 ani să realizeze un consult care să implice inclusiv verificarea tensiunii oculare și care poate orienta diagnosticul spre glaucom și respectiv tratamentul. Deoarece glaucomul fiind o afecțiune oculară cronică și care nu doare, diagnosticul se pune tardiv, iar vederea pierdută nu mai poate fi recuperată, din păcate. Da, din păcate, foarte multe persoane nu merg la medic nici atunci când există ceva simptome. Exact. Ce să mai spunem de a preveni anumite afecțiuni? Exact ce vă spuneam, ce nu doare, până în momentul în care nu apare durerea severă, că de multe ori durerea așa mai ușoară, ușoară o tratează cu un calmant ușor. Până nu apare acea durere severă, nu prea se prezintă la medic. Exact.
Doamna Mihaela Mira, vreau să vorbesc acum cu dumneavoastră. Știu că în alte dăți în care a fost prezentă la mine în emisiune, spuneați despre faptul că există și localități din județul Vâlcea care nu au medic de familie, din păcate, dar să ne raportăm la cele care au un medic de familie și vreau să vă întreb dacă oamenii păstrează legătura cu medicul de familie, să vorbim și despre importanța ei și dacă discutați în timpul campaniei cu persoanele care vin acolo despre acest lucru. Este o problemă pe care noi o menționăm în fiecare acțiune și aproape cu fiecare cetățean care ni se adresează. Este într-adevăr o problemă lipsa comunicării dintre pacient și medicul de familie. De fapt, nu se ajunge la comunicare pentru că ei nici măcar nu se duc la medicul de familie. Aici este problema și pe asta noi insistăm foarte mult în acțiunile noastre. Permanent le spunem, țineți legătura cu medicul de familie. Pentru că o afecțiune la început minoră se poate transforma în ceva catastrofal ulterior. Dar atâta timp cât ai o legătură cu medicul de familie, eu știu, la câtva timp, nu zice nimeni să te duci săptămânal sau lunar, dar din când în când, măcar de două ori pe an, fă-i medicului de familie o vizită și investighează-te atât cât este posibil. Dar cam greu. În ultimul timp, în acțiunile pe care le-am desfășurat, am mai reușit stabilirea unei oarecare legături între cetățenii care veneau și medicul de familie. Cei mai mulți se duc doar dacă au de luat rețetă sau dacă au nevoie de o trimitere pentru Spitalul Județean la Vâlcea să-și facă diverse investigații. Atât. În rest, pentru un consult, pentru o tensiune, o glicemie, să se cântărească, să se monitorizeze un pic, nu. Nu se duc dacă nu au o problemă. Și v-am spus, și când au problemă, foarte târziu ajung. Discutăm foarte des pe această temă și țin foarte mult să aibă o legătură cu medicul de familie, să-l viziteze. În urma, noi măsurăm, de exemplu, tensiunea. Am găsit o tensiune mare. Imediat ne recomandăm vizita la medicul de familie. Astăzi poate fi o tensiune mare dintr-un anumit motiv, mâine poate este mai bună. Ca să vedem un pic exact cât este valoarea, o perioadă mers la medicul de familie și măsurată tensiunea. Astăzi dimineață, mâine și-au cam înțeles. În mare parte au cam înțeles, să știți. Da, mai e de muncă. Cunoașteți așa cât de cât motivele pentru care au așa o barieră față de medicul de familie și nu prea îl vizitează, cum spuneți dumneavoastră, decât pentru anumite lucruri mărunte, să spunem, că nu pentru a preveni problemele de sănătate? Pur și simplu, dânsii nu consideră necesar. Se consideră sănătoși și v-am spus, atâta timp cât nu-i doare nimic, au problema asta. De ce să mă duc la medic? Nu cred că funcționăm pe ideea de a preveni. Păi, asta încercăm noi, prevenția. Deci asta tot spunem și am pus și titlul, prevenim. Și eu zic că în ultimul timp, sunt aproape 2 ani de când facem aceste acțiuni, s-a reușit o oarecare prevenție, pentru că s-a întâmplat să revenim în localitate unde am fost acum un an și ceva. Și discutând cu oamenii, bine că nu putem să-i ținem minte pe toți, dar îți rămân în minte anumite persoane care au avut diverse probleme atunci, ori o glicemie foarte mare, ori o tensiune foarte mare sau mică, și discutând ne-au ascultat sfaturile și au început. Deci am fost așa un liant între dânsii și medicul de familie. Țin foarte mult la chestia asta, să comunice cu medicul de familie. Doamna doctor Mitrache, mă îndrept acum către dumneavoastră. Vreau să ne raportăm tot așa la medicii de familie. Aș vrea să vă întreb ce sfat le dați dumneavoastră medicilor de familie în ceea ce privește problemele de ochi. În primul rând, dacă aș avea ocazia să vorbesc în fața mai multor medici de familie, ce cred că ar fi o idee foarte bună pe viitor, ar fi să le facem un pic o structurare a tuturor indicațiilor pe care ar trebui dânsii să le ofere pacienților pe care îi iau în evidență. Și aș începe prin faptul că trebuie să trimit obligatoriu copiii la medicul oftalmolog. Mulți sunt de părere că nu au de ce și cum să trimită copilul la medicul oftalmolog, deoarece acesta nu știe literele, deci nu poate citi la panou. Lucru care este fals, deoarece există modalități de a determina dioptriile copiilor chiar și fără ca aceștia să știe să citească sau să scrie. Un alt sfat deosebit de important ar fi să trimită persoanele trecute de 60 de ani obligatoriu la medicul oftalmolog, pentru că incidența bolilor oftalmologice pe acest segment de vârstă, care depășește 60 de ani, este foarte mare. Vorbim aici despre degenerescențe maculare, adică îmbătrâniri ale retinei,
Vorbim despre cataracta, pe care am menționat-o mai devreme, și despre glaucom. De asemenea, și segmentul intermediar de vârstă ar trebui trimis la medicul oftalmolog, deoarece de foarte multe ori aceștia își cumpără singuri ochelari de vedere din magazine și farmacii, lucru care în timp duce la creșterea bruscă a dioptriilor, oboseală, dureri de cap, lucruri, simptome pe care aceștia nu și le pot explica. Vă propun să luăm și o scurtă pauză de publicitate, așadar vă invit să rămâneți alături de noi pentru că revenim în câteva clipe. Canalizarea nu este coș de gunoi. Compania de apă Oltenia face apel la toți utilizatorii atât din mediul urban cât și din mediul rural să folosească în mod corect sistemul de canalizare. Sistemul de canalizare. Utilizarea necorespunzătoare a rețelelor de canalizare duce la o serie de probleme resimțite imediat de către toți utilizatorii. Disconfort imediat. Blocarea parțială sau totală a conductelor de canalizare din zonă, refularea apelor reziduare și mirosuri neplăcute. Creșterea tarifului de canalizare, efecte resimțite de către toți utilizatorii. Perturbarea funcționalității proceselor tehnologice de epurare a apelor uzate. Creșterea frecvenței intervențiilor asupra rețelelor și creșterea costurilor de mentenanță. Soluții. Preocuparea și atenția pentru depozitarea deșeurilor pe care le generăm. Schimbarea comportamentului și implicare civică. Suntem mereu atenți ca rețeaua de canalizare să funcționeze perfect, dar adevărul este că nu putem face asta fără ajutor. Ajută-ne să păstrăm orașul și mediul conjurător sănătos! Vrei să schimbi acoperișul? Construiești o casă nouă și vrei acoperiș durabil și ușor? Noi suntem soluția! Acoperiș Oltenesc vă oferă vânzare și montaj acoperișuri complete cu țiglă metalică, tablă cutată, tablă click, tablă modulară, jgheaburi și burlane. Acoperiș Oltenesc vine cu modele unicat pe piața din România. Atenție! Promoție! Oferim culori mate la preț de culori lucioase. Ne găsești pe acoperișoltenesc.ro sau pe Facebook Acoperiș Oltenesc și la telefon 0747 017 083. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Curier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Piețe și Târgul Craiova reprezintă cea mai bună alegere pentru toți producătorii agricoli și fermierii de la nivelul Olteniei. Vă punem la dispoziție o gamă diversificată de locații și servicii pentru ca dumneavoastră să vă puteți vinde produsele la un preț corect pentru munca depusă și investițiile făcute. SECE Piețe și Târgul Craiova, prin locațiile pe care le deține, are deja vadurile comerciale formate și o clientelă stabilă, indiferent de anotimpul în care ne aflăm. Suntem mereu atenți la tot ceea ce contează și în acest scop derulăm permanent investiții pentru confortul dumneavoastră. Pentru toate detaliile pe care doriți să le aflați referitoare la locațiile noastre pe care vi le punem la dispoziție sau la cum vă puteți vinde produsele dumneavoastră, ne puteți contacta la numărul de telefon 0251 410 696 sau ne puteți vizita direct la adresa noastră din Craiova, situată pe calea București, numărul 51.
Medima și-a deschis porțile în Târgu Jiu. Cu aparatură ultra-performantă și o echipă de medici radiologi de elită, Medima Târgu Jiu este dedicată oferirii investigațiilor imagistice RMN și CT de cea mai înaltă calitate. Beneficiază de rezultate precise în cel mai scurt timp. Ne găsiți în Târgu Jiu, Alea Tigului numărul 1 și la telefon 0373 301 133. Medima, excelență în imagistică medicală și radiologie. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Am revenit, dragi telespectatori. Doamna Mihaela Mira, mă îndrept acum către dumneavoastră. Vreau să vorbim despre categoria de persoane care se adresează în campania pe care o faceți dumneavoastră prin județ. Există anumită categorie sau... Nu avem o categorie fixă care se adresează. Se adresează orice persoană, indiferent de vârstă. Toată lumea vine și chiar sunt dorite aceste acțiuni. Vin de la copii până la cei mai vârstnici. Pot să spun ca o remarcă că, într-adevăr, mai conștiincioși sunt vârstnicii. Mult mai conștiești față de tineret. Adică avem persoane și de 90 și ceva de ani care vin mult mai devreme înainte de a începe acțiunea, se așează, au chestia asta de a prinde rând, deși noi oricum îi facem pe toți, deci nimeni nu rămâne dacă stăm și după, deja, chiar dacă noi punem un program de la 9 la 1, poate să facă 2, 3 până nu terminăm toți pacienții care vin, nu plecăm. Dar au cei vârstnici chestia asta, să fiu primul. Și ne trezim înainte de a veni cu foarte multe persoane care deja așteaptă. Și v-am spus, aceia sunt vârstnicii. Dar ce am observat că și tineretul a început să vină și într-un număr destul de mare. Vin însă și copii, dar aici nu prea sunt de acord într-o anumită privință cu mamele care forțează acei copilași de un an, doi, trei ani. Deci sunt prea mici ca să-l aduci să îl înțepi pentru o glicemie, neavând niciun motiv. Dacă acel copil nu are un diabet, nu e predispus la ceva, nu e obez, nu văd rostul să-l traumatizezi, pentru că înțepătura, fie ea micuță, înțepătura aia în deget pentru glicemie este dureroasă. Iar copilul oricum se sperie de act, de asistentă, de așa e de când lumea, copilul mic se sperie. Și atunci nu văd rostul pentru ce să traumatizezi un copil atât de mic, doar ca să stai tu liniștită că are copilul glicemia bună. Și n-am găsit niciodată valori mari la copii, dar mi se pare un pic și chiar le-am atras atenția de multe ori și nu o persoană. Deci multe persoane au venit cu copilași. Sau vine mama, tata, două persoane să țină copilașul, că vă dați seama cum face, cum plânge, cum țipă, cum de frică, de... Tata îl ține, mama îl ține în brațe, tata îl ține de mâini și noi ne chinim să-l înțepăm. Nu e plăcut și nu e benefic absolut deloc pentru copil. Deci sunt două categorii de persoane. Cele care nici dacă află că au o afecțiune mai gravă, nu doresc să ia atitudine, rămân așa într-o stare de pasivitate și de calmitate, și cele care se agită poate chiar și când nu e cazul, nu? Am și special părinții. Am întâlnit și persoane care chiar nu aveau nicio problemă și totuși doreau să le spunem ceva. Da, chiar nu am, da. Mai luați-mă, deci am avut un domn care efectiv ne-a căpiat, i-am luat de vreo 4 ori tensiunea, am măsurat-o. Nu, totuși că trebuia să fie mare, că nu știu ce a consumat el și nu e în regulă. O dată, de două, de i-am luat-o toți trei, deci fiecare asistent cu tensiometru diferit. Nu, dânsul tot vrea să aibă probleme. La un moment dat i-am spus, atunci o să zic o valoare mare, să te liniștești, să fii mulțumit. Da, înseamnă că e bine, dacă n-am nimica... Deci, vă dați seama cât de calm trebuie să fim în situații de genul ăsta. Apar multe situații de genul ăsta. Aș vrea să vă întreb așa un număr, făcând o medie, un număr aproximativ de persoane care vin într-o localitate în deplasarea pe care o faceți dumneavoastră. Vorbim de 10 de persoane? Nu, depășim cu mult suta de persoane. Deci cea mai, să zic, mai slăbuțe, undeva la 90 și ceva de persoane, dar sub niciodată. Am ajuns și la 268 și la 300 și, adică am avut la Păușești, am avut 300 și ceva de persoane.
la Șirineasa săptămâna, acum două săptămâni, da, am fost la Șirineasa, am anunțat acțiunea de la ora 9, noi am venit pe la 9 fără 20, nu vreți să știți ce era acolo. Deci peste 50-60 de persoane așteptau de la ora 7, deși acțiunea era programată și afișată tot de la ora 9. De la ora 7 stăteau și așteptau. Deci ne-am blocat când am văzut, Doamne, zicând îi facem noi pe toți așa odată, că automat că îi facem pe toți, dar nu așa, atât de masiv. Și ați reușit cam în cât timp ați reușit? Am reușit cam în 2 ore să-i facem așa tensiuni și glicemii, pentru că au un, știți cum începem, un coleg ia tensiunea, celălalt glicemia, după care pleacă la oftalmo și de la oftalmo merge la ecograf. Încercăm să avem un cerc, așa, și să se mai ceartă. Eu am fost primul, tu ai fost al doilea și acum, ultima oară aici la Șirineasa, pentru că au fost foarte multe persoane, am încercat și am și reușit, am făcut o listă. Ai venit, ai luat tensiunea, te-am notat și apoi strigăm noi pentru ecograf, pentru că ecograf durează mai mult. Și nu poți să, nu poți să-i bași pe toți, aștept plus că omul să dezbracă, adică nu e, și trebuie să aștepte și atunci îi strigăm noi și i-am liniștit. Se certau în ultimul hal, că eu am venit mai devreme, eu sunt mai bătrână, eu nu știu ce am acasă. Păi, hai să respectăm ordinea în care noi ne-am bazat pe faptul că odată ce au venit atât de devreme, știe fiecare ordinea în care a venit, nu mai suntem noi să, și atunci intri, păi când au văzut că am venit noi, s-au îngrămădit toți și nu am mai ținut ordine, nimic. Și am fost nevoită să ies să fac o listă și a fost foarte frumos după aia. Pe listă strigați ca la catalog. Vreau să vă întreb cât de vizibile sunt aceste acțiuni, atât în mediul online, că știm cu toții că e important promovarea lucrurilor pe care le facem și în mediul online. Se ocupă cineva de anumite reportaje de la fața locului, astfel încât oamenii să poată vedea concret ceea ce se întâmplă acolo. Și vreau să vorbim și despre vizibilitatea referitoare la localitatea în care mergeți. Sunt informați cetățenii corect și optim legat de locul și data în care are loc campania în localitatea lor? Da, fiecare o acțiune o anunțăm cu cel puțin o săptămână înainte. O anunțăm în media, o anunțăm peste tot. În afară de asta, li se acordă anumitor persoane care sunt dispuse să împartă acele pliante cu acțiunea. Și sunt puse în diverse locuri, pe unde se poate, și oamenii știu. Sunt grupurile localităților, grupurile pe Facebook, deci comunicarea în mediul online este foarte... După care, în urma acțiunii, deci când se încheie acțiunea, de fiecare dată eu acord un interviu în care spun ce s-a întâmplat la acțiunea din localitatea respectivă, ce probleme am avut, dacă am avut vreun caz mai deosebit, pentru că am avut situații când ne-a venit pacient, mergea inițial, am crezut că este consumator de alcool, la cum venea. În momentul în care s-a așezat pe patul pentru ecograf, că nu mai poate respira, am chemat imediat ambulanța. Deci am avut și situații de astea. Am stat, am încercat să-i acordăm noi să vedem ce putem face până a venit, adică l-am ținut stabil până a venit ambulanța. Sunt diverse situații. Și la finalul acțiunii eu spun tot ce s-a întâmplat în acțiunea din ziua respectivă, pentru că oamenii să știe exact unde am fost, ce am făcut, interviu scurt, că nu spunem povești. Doamna doctor Mitrache, cam care sunt grupele de vârstă cele mai afectate de bolile oculare? Cea mai frecvent afectată grupă de vârstă este cea din segmentul 65 de ani și mai sus de acesta. Ulterior, acum, din păcate, din cauza gadgeturilor, ecranelor, telefoanelor, au început copiii să fie din ce în ce mai afectați. Vorbim despre, în special despre copiii sub 10 anișori. Aceștia de foarte multe ori prezintă miopie. Această miopie este diagnosticată atunci când încep școala, cel mai frecvent, pentru că învățătoarea este cea care remarcă faptul că acel copilaj strânge din ochișori pentru a vedea bine la tablă. Sau că acesta copiază greșit de pe tablă. Și acela este momentul în care sunt anunțați părinții, iar respectivul copilaj trebuie adus la medicul oftalmolog odată la 6 luni, pentru a se face corecție prin ochelari sau lentile, depinde de vârstă, în urma unui consult detaliat prin administrare de picături și stabilirea corectă a dioptriilor.
Vreau să vă întreb și despre ochelarii de protecție, că tot ați amintit faptul că mai ales cei mici copii au început să aibă probleme din cauza timpului petrecut pe dispozitivele acestea inteligente. Au vreun rol acești ochelari? Ne ajută cu ceva sau mai bine ar fi să reducem și mai sigur pentru noi să reducem timpul petrecut pe dispozitiv? Un copilaș ar trebui să petreacă maxim o oră, dar cu pauze, pe un ecran mic, vorbind despre telefon sau tabletă. Ideal ar fi deloc, desigur. Dar cum aceste dispozitive au devenit deja indispensabile și reprezintă o prelungire a mâinilor noastre, din păcate, e foarte greu să-i spui unui copilaș că nu are voie absolut deloc. Acesta cu siguranță va reacționa foarte urât și se va simți poate și discriminat că ceilalți colegi ai săi au aceste privilegii, iar el nu. Și atunci practic atentăm la emoțiile copilașului și poate genera o depresie acest lucru. Pe care e o întreagă problemă. Exact. Așa, iar aceste lentile cu protecție împotriva ecranelor, vorbim despre ecranele care emit o lumină albastră, așa sunt ecranele concepute de telefon, tabletă și laptop, protejează foarte mult ochiul, pentru că inclusiv există teste care arată cum razele emise de către ecrane sunt pur și simplu blocate de mecanismul acesta de apărare pe care îl exercită lentila cu protecție, desigur. Aș vrea să vă întreb și cum alegem acești ochelari, pentru că iarăși aici sunt persoane care pur și simplu le comandă de pe internet în funcție de preț, de aspect și... Sau le cumpără de la market. Așa, da. Deci cam care, cum ar trebui să procedăm când alegem ochelarii aceștia de protecție? Trebuie să fim siguri că lentila pe care o achiziționăm este aprobată de către ANMDM, adică Asociația Națională a Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale. Nu contează neapărat brandul de la care achiziționezi lentilele, ci ca aceste firme producătoare să aibă aceste avize, adică practic să existe o transparență a materialelor, a ceea ce se folosește, din ce sunt confecționate, o certificare europeană a calităților pe care aceste lentile le dețin. Nu trebuie neapărat ca lentila să fie scumpă, repet. Există branduri care pur și simplu exagerează cu prețurile, deși oferă aceeași calitate ca un alt brand care este mai puțin costisitor. Deci vom prefera această variantă, nu trebuie neapărat să alegem în funcție de costuri. Evident că tot ce înseamnă lentilă din benzinărie și magazin, deși aparent ți se pare că vezi foarte bine cu ea, pe termen lung prejudicează vederea, deoarece aceste lentile nu prezintă aceeași dioptrie pe toată suprafața lor și respectiv ochelari pot să nu respecte distanța interpupilară, de exemplu. Fiecare om având o distanță interpupilară subiectivă, care trebuie măsurată, iar în momentul în care se concep ochelarii, trebuie respectată, pentru că altfel pot apărea dureri de cap, senzație de greață, neplăcere, chiar și disconfort, insomnie și așa mai departe. Cam ce sfaturi le oferiți celor care vin la dumneavoastră în acțiunile la care participați prin județ? Le faceți așa și o mică teorie referitor la ce ar trebui să facă că pentru a preveni apariția problemelor de sănătate și a-și păstra vederea cât mai ok? De obicei ofer sfaturi subiective în funcție de persoana pe care o am în fața mea. Dacă este vorba despre un vârstnic care nu vede cu un ochi, îi explic cam cât de urgentă este situația și cât de gravă și că nu poate sta așa. Dacă, de exemplu, observ că e un copilaș care are o miopie mare, îi sfătuiesc pe părinți să meargă de urgență pentru a-i achiziționa ochelari corespunzători și a vedea care este problema pe care acest copil o are. De asemenea, dacă văd un copilaș care are strabism, deci un ochi este deplasat fie spre nas, fie spre ureche, îmi dau seama că e foarte posibil ca acel ochi să fie leneș și să nu vadă foarte bine cu el copilul. Și atunci trebuie făcute anumite exerciții pentru a reda vederea ochiului. Trebuie să menționez foarte important este că vederea se formează până la vârsta de 6 ani. Dacă copilul nu este diagnosticat până în intervalul, până la vârsta de 6 anișori, este foarte puțin probabil ca acel ochi să își recupereze vederea. Vorbim despre un ochi strabic care este deplasat de viază. Dacă, de exemplu, am în fața mea o persoană diabetică, foarte important, lucru pe care nu l-am menționat astăzi. Diabetul este un ucigaș din umbră, el nu doare, deci pacientul nu se va deplasa la medic din acest motiv, dar este o boală care afectează foarte mult inima, ochiul și rinichiul.
Iar dacă am în fața mea un pacient care are diabet, mai ales dacă este diabet tratat cu insulină și un diabet vechi, vorbim despre peste 10 ani, peste 15 ani de la momentul diagnosticului, atunci îl voi invita la spital cu un bilet de trimitere și cardul de sănătate pentru a efectua un fund de ochi. Doamna Mihaela Mirea, vreau să ne raportăm așa la acțiunea dumneavoastră din teritoriu și să vorbim despre cauzele care, cele mai frecvente cauze pe care le-ați întâlnit și nu numai, care ne pun în pericol sănătatea. Au existat și ceva noutăți, ceva cauze noi descoperite prin campanie sau sunt cam aceleași cauze care există? Dușmanul numărul unu este alimentația și pe locul doi stresul. Sau cred că aș putea pune pe locul întâi stresul mai repede decât... pentru că toți suntem stresați, trăim într-o lume stresată. Foarte mulți sunt interesați de ce face celălalt, mai mult decât este interesat de ceea ce face el. De ce respectiva persoană are și el nu are? Cum poți să faci să-l împiedici pe cel de lângă tine să mai evolueze și să ajungă la nivelul la care este? Aceste răutăți afectează într-o oarecare măsură starea de sănătate și ne creează un stres inutil. Apoi alimentația, de departe, prezintă o mare problemă. Încă nu știm să mâncăm sănătos, cantitativ, calitativ. Nu se acordă o atenție atât pe cât ar trebui modului de alimentație. Indiferent că sunt în rural, în urban, situația am observat că este aceeași. În general, prin oraș, copiii sunt efectiv îndopați cu acele mecuri, fast food-uri și tot felul de minuni. Au început mămicile, nu prea mai gătesc mâncarea pentru copii, le e mai ușor să-i îmbrace, să-i ducă la diverse fast food-uri și mai știu eu ce, și să-i îndoape cu acele mâncăruri care nu sunt tocmai indicate. Deci ține mult alimentația asta și de comoditate și de inconștiență, poate, și nu doar de partea financiară, că sunt și persoane care poate nu-și permit să cumpere anumite lucruri și se rezumă la ceea ce pot cumpăra, dar sunt și persoane care ar putea să cumpere lucruri mai calitative, dar nu fac acest lucru, poate din lipsa de informare, poate din comoditate. Eu cred și din ce am văzut prin acele make-uri, mai mult este comoditatea. Deci mai mare este comoditatea, le este mult mai ușor, îl iau de la școală pe copilaj de clasa 1, clasa 2, îl iau de mânuță, l-au dus acolo, a mâncat până seara, ăla e. Dacă sunt să ne gândim, nici produsele astea de fast food nu mai au un preț destul de accesibil, adică destul de mic, putem să spunem, cu banii pe care îi dai acolo ai putea să faci o masă sănătoasă. Leger, i-ai făcut copilului ceea ce trebuie, dar comoditatea... După aia o să zică lumea că sunt rea și am ceva cu mămicile tinere, dar asta este adevărul. Comoditatea spune cuvântul mai târziu, din păcate. Dar vreau să vă întreb ce sfaturile puteți oferi celor care au obiceiul acesta. Până la urmă nu putem să scăpăm în totalitate de el. Cam când ar trebui să mergem să apelăm și la fast food-ul ăsta să ne mai facem plăcerea asta? Păi, de acord, când simți nevoia, te mai duci. Îți duci copilul, poate, pentru o recompensă, pentru, nu știu, a învățat foarte bine, a luat un premiu, a luat o diplomă, îl răsfeți, hai să mergem la, să nu mai fac reclamă, la respectivul, nu știu, fast food, să zicem, nu mai dau nume. Și atunci, da, să zicem, ocazional merge, nu-ți face atât de rău, dar nu să consumi zi de zi. Deci știu, asta o spun din ceea ce știu, nu din povești, mămici care regulat își iau copiii de la școală și duc acolo să mănânce. Deci nu o zi, nu două, zi de zi. Apoi devine o problemă faptul că cel mic își preia obiceiul acesta și creează un fel de dependență de produsele respective și nu, niciun caz nu mai atras de... Plus că la școală, în ghiozdănel, nu are sandwich, are chipsuri, snacks-uri, alte, deci continuă. Nu numai că mănâncă la prânz, mănâncă și la școală, în acea pauză pe care o au, tot prostii de genul ăsta. Doamna doctor Mitrache, vreau să vă întreb care sunt cele mai frecvente patologii pe care le întâlniți în acțiunile pe care le faceți. Cea mai frecventă este de departe problema ochelarilor, adică persoane care nu văd ori la distanță, ori la apropiere sau nu văd nici la distanță, nici la apropiere. Apoi, foarte multe probleme legate de patologiile vârstnicilor, respectiv cataractă, vederea în ceață sau
am mai întâlnit persoane cu îmbătrâniri ale retinei, care la fel trebuie diagnosticate rapid și tratate prin injecții. Există acum niște injecții performante cu niște substanțe care sunt decontate de către casa de asigurări și care stopează pierderea vederii. O altă patologie frecvent întâlnită este cea a micilor traumatisme, pe care pacienții, de exemplu, încearcă să și le soluționeze singuri. Am întâlnit cazuri în care fie aveau șpan metalic în cornee, pe suprafața ochiului și încercau să și-l scoată singuri, fie cu magnetul, fie cu acu, fie cu un colț de șervețel. Mămici care le pun lapte matern copiilor în ochișori când văd că aceștia au secreții purulente, la fel, nu se indică așa ceva. Persoane care și-au pus zeamă de lămâie. Am avut la un moment dat un pacient care a sudat fără mască, lucru pe care îl fac frecvent, și i-a spus bunica să-și pună țuică, lucru pe care l-a făcut. Așa. Și bineînțeles că a ajuns la spital cu arsuri oculare, adică ceva extrem de grav. Altă patologie foarte frecventă sunt mici leziuni la nivelul ploapelor. De exemplu, ploapele se răsucesc spre interior, iar genele zgârie suprafața ochiului. Sau mici tumorete la nivelul ploapelor, alunițe, care au un aspect ciudat și care trebuie tratate, inițial investigate de către medicul dermatolog. Eu îi trimit mai întâi la dermatolog să examineze. Și dacă dermatologul oferă un diagnostic care ne ajută pe noi oftalmologii, îl chem la spital pentru a exciza respectiva formațiune și a o da la anatomie patologică. Pentru că pot fi melanoame, carcinoame, adică forme de cancer de piele, mai ales că pacienții noștri se expun foarte mult la soare, fac munca câmpului și nu se protejează cu creme cu factori de protecție, cum ar trebui. O să vă întreb ce sfaturi le dați celor care doresc să-și cumpere ochelari sau care au nevoie de ochelari, că până la urmă cumpărarea de ochelari nu e doar o fiță, deodată e și o necesitate. Da, le recomand să se ducă în locuri care au avize, adică unde respectiva instituție, magazin, optică medicală este acreditată, poate funcționa, își plătește taxele, cumpără marfă de la furnizori care de asemenea sunt acreditați și atunci sigur lucrurile vor merge bine. Dacă se poate să-și stabilească dioptriile la medic oftalmolog, dacă nu la optometrist cu diplomă. Doamna Mihaela Mirea, discutam în prima parte a emisiunii despre faptul că dumneavoastră mai faceți câteodată și pe psihologul în aceste acțiuni, stați de vorbă cu cetățenii încercând să le dați diferite sfaturi în ceea ce privește sănătatea. Vreau să discutăm concret despre aceste sfaturi. Ce vorbiți mai exact cu oamenii care vin acolo? Noi nu facem decât să le răspundem întrebărilor, nu avem noi anumite teme. Le răspundem efectiv întrebărilor pe care aceștia ni le pun. Vin de la rețete pe care nu le înțeleg. Iarăși o problemă referitor tot la medicul de familie. Pleacă de la medicul de familie cu o rețetă și o uită undeva pentru că nu consideră necesar că trebuie să o ia. Vin la acțiunea noastră și ne roagă să descifrăm, așa spun ei, ce a scris medicul de familie. Mă uit la dată, are ceva termen de când e. Ok, dar până acum, zic, de ce nu v-ați dus la medicul de familie să o descifreze, să vedeți ce este? Păi nu m-am mai dus, că n-am avut timp, că nu știu ce, și dacă tot ați venit dumneavoastră, citiți-mi. Ok, eu vă citesc. Vă duceți acum să luați tratamentul pe care vi-l spun eu acum, descifrat? Da, mă duc. Am avut o situație cu un domn tot așa, foarte, că de vreo două luni deja expirase și rețeta și tot de când... Și l-am trimis că acum o să cumperi cu bani, pentru că s-a dus, dar vreau să vin apoi să văd că ai cumpărat. Da, promit că vin. Și să știți că peste vreo oră și ceva, nu m-am gândit că mai vine, că deja trecuse mult timp, a venit cu medicamentele și uitați, doamnă, că le-am luat. Ok, dar să le și administrezi, acum le-ai cumpărat, ai făcut un efort, dacă mai stai trei luni cu ele până ți le și administrezi, iar avem o problemă. Avem dese situații de genul ăsta. Apoi, v-am spus, ne întreabă de diverse boli, de la durere de picior, dinți, cap, la operații, la cum ar decurge, adică au și scenarii. Și imaginează și vor să știe mai concret de la noi cam cum ar decurge o operație de nu știu ce. Am ajuns deja și chirurgi și ortopezi și ne-am diversificat foarte mult. Acum de nevoie, pentru că trebuie să le răspunzi ca să plece mulțumiți. Adică dacă tot facem acest gen de acțiune, omul să plece mulțumit. Nu să zic că am fost și ei n-au știut ce să-mi spună. Nu, le spunem foarte mult. Nu mă întrebați cum plecăm noi după acea acțiune,
când ai 100 și ceva de persoane și nu știu dacă 10 din ele nu-ți pun întrebări sau să-ți pun o întrebare două. Nu, eu v-am spus, după aia continuă. Și cum nata mea are o alumniță sau nu știu ce, ea ce ar putea să facă? Îi explic și despre cumnată, dar după cumnată mai apare o nepoată, un unchi, o mătușă și ajungi cu o persoană să stai până își face și ecograful și deci... Da, și e un lucru bun că reușiți să spargeți bariera aceasta dintre medic și pacient. Prin discuțiile pe care le aveți, oamenii pare că se mai deschid și da, capăt așa încrederea în a vă spune. Da. Păi, asta explică și numărul atât de mare pe care îl avem la consultații. Deci când am început, nu mă gândeam să avem atât de multe persoane care să vină. Și faptul că stăm atât de mult la discuții și le explicăm pe termenii dânșilor, adică nu în termenii medicali în totalitate, pentru că n-ar înțelege tot, nu toată lumea are pregătire de specialitate. Și atunci trebuie să vorbești mai băbește, mai în termenii lor, să înțeleagă exact la ce pericole se expun, ce li se poate întâmpla dacă nu se adresează medicului de familie, să-și facă anual, iarăși țin foarte mult pe chestia asta, anual le recomand să-și facă un set de analize. Nu e greu. Ai luat o trimitere de la medicul de familie, ți-ai dus, te-ai recoltat și descoperi ceva și acolo. Orică ești bine, orică ai o problemă. Dar descoperind-o poți evita altceva. Vreau să vă întreb dacă există și alte formațiuni politice care au luat exemplul acțiunilor pe care le faceți dumneavoastră și dacă da, vreau să vă întreb cum comentați acest lucru. E binevenită orice acțiune care o fac și alții. Eu nu am o problemă, din contră, atâta timp cât este în beneficiu cetățeanului. Mă bucur că și alții au luat modelul nostru, că până la urmă nu facem concurență, nu câștigăm nimic. Interesul este cetățeanul. Și dacă noi am început, iar alții după noi continuă și fac, este cu atât mai bine. Poate să fie zilnic genul ăsta de acțiuni și atunci nu poate decât să ne bucure acest lucru. Nu avem de ce să fim, ce, să ne pară rău sau nu, atâta timp cât cetățeanul este prioritar și s-au gândit și alții să facă, că am fost noi un model, am fost un început și probabil vor face și alții în următoarele perioade după noi, cu atât mai bine. Înseamnă că am făcut ceva bine în plus. Suntem un model și dăm un exemplu și alții ne urmează. Este foarte bine, v-am spus că este în beneficiu cetățeanului. Să știți că am ajuns și la finalul emisiunii. Vă rog pe dumneavoastră întâi, doamna Mihaela Mira, să transmiteți un mesaj către cei care sunt alături de noi. Să fii atenți la sănătate și problema mea să țină legătura cu medicul de familie. Doamna doctor Mitrache, vă invit și pe dumneavoastră să transmiteți un mesaj către privitori. Eu invit ca cel puțin o dată pe an fiecare să se prezinte cu bile de trimitere, buletin și card la Spitalul Județean, în ambulatorul de specialitate oftalmologie, pentru a-și face un control periodic, pentru că nu au decât de câștigat. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și până data viitoare vă doresc să aveți toate cele bune. La revedere!